Salut, prieteni! Astăzi suntem la pescuit de macrou. Da, așa se zbate. Suntem la pescuit de macrou. Îi mulțumim lui George pentru informație. Eu folosesc o lansetă de ștucă de 2,40 m până în 80 de grame și cu ceva țaparine pentru macrou. Folosesc doar 3 pentru că lanseta nu este așa puternică și lungă. Băieții folosesc câte 5-6. Haideți să vedem cum ne distrăm, da? Haideți să vedem ce putem face. Am prins doar unul, sunt destul de mari. Avem și lanseta de spinning, ultralight. După ce ne plictisim, o să o folosesc pe cealaltă. Stați aproape. Nu știu cum îi dă băiatul ăsta. Uite, și la mine, ia, uite cum le ia. Nu, sunt... Gata. Pe sărăcie, vere. Pe sărăcie. Pe sărăcie, mâncați așa. Ha? Păi noi și de cap sunt agățați. Ia uite cum... Sunt la ea acolo. Cum face vârful, ia uite cum face vârful. Ia uite aia. Vino, pă! De ce? Și dacă îi scap, ce dacă? Oricum nu s-a agățară. Acum s-a agățară. Uite cum le făcură, vede ce le încurcare. Fă o poză. Ce le încurcare. Să vezi ce am de desfăcut acum. Parcă nu am greutate la aia.
uite, uite, ea bagă plasa, uite de ăștia. Ca la... ca la cârna. Mamă, dar mari sunt, frate. Ma. 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 Fă și mie o poză. Ma. Așa. Să văd. Ma. Improvizație. Ia ridică-te, Pite. Păi, trebuie să băgăm ăștia sărăciile. Gata, fii atentă, ultima, Pitic, și am plecat. Hai mă, că mai fac și eu o poză cu câțiva pești, dracu. Piti. Da, mă, da. Ține fata. Ultimii pești. Cu asta încheiem. Aici am făcut o magie. Deci astea sunt ultimii pești ai mei pe ziua de astăzi. Cred că nu crește mai mult de 20, nu? Nu cred. Haideți să fac și o poză și să vă arăt echipamentul. Hai, Piti, vino mai aproape. Murdar de pește legal. Da? Deci aici am improvizat un plumb, mai mulți plumb de drop shot. Aici avem țăparinele, cârlige mari pentru pești mari. Avem o lansetă, un Abu Garcia Bistix, care este până la 110 grame. De 2,40, un fir textil ca să putem arunca la distanță, că lanseta este scurtă de pe dig, și cam asta este tot. Ne-am făcut damblau astăzi, am prins 20 de pești, plecăm acasă plin de adrenalină. Nu uitați să vă abonați, nu uitați de un like, nu uitați că mai am câteva clipuri tot despre macrou. Astăzi a fost o oră plină de adrenalină. Ne vedem data viitoare. Fire întinse!